Insist asupra vitaminei K2 pentru cei mai în vârstă cu dureri articulare și osteoporoză. Vitamina K2, formele MK4, MK7 se pot lua și separat, nu numai în combinație cu D3. E important să iei K2 dacă iei des suplimente cu calciu. K2 se ocupă de excese, de excesul de calciu, de vitamina D, previne calcifierea și acumularea de calciu în cartilaje și articulații ca în artrite. Dar K2 merge dincolo de oase, protejează ficatul, activează celulele beta din pancreas, face insulina mai senzitivă și astfel un nivel mai bun de glucoză în sânge. Ajută la generarea de mai multă ATP, adică mai multă energie în mușchi. Sprijină celulele care produc testosteron. Găsim K2 în brânză, ficat, gălbenuș și soia fermentată.